naționale de stat, a apărut o informare, precum că ziua de duminică, 15 mai, deci este declarată pentru, la nivelul regiunii Cernăuți, zi de comemorare a victimilor represiunilor politice. La 16:35 minute s-a venit o completare, tot pe site-ul administrației regionale de stat, deci cu niște detalii, dar care duc la același gând. Că li se recomandă tuturor organizațiilor non-guvernamentale să nu organizeze nicio festivitate legată de dansuri, de muzică, de voie bună, de competiții sportive, etc. Ca cetățeni loiali a Ucrainei nu putem decât să ne conformăm, că altfel nu vom fi înțeleși bine. Deci nu se anulează, niciun caz. Și simpoziunul deci, dedicat costumului popular românesc, deci, care ar fi trebuit să fie mâine și pentru care am invitat experți, oameni stimați din Chișinău, din Iași, din Straja, din Suceava, de la noi, din toată regiunea Cernăuți, se suspendă pentru o săptămână, respectiv 21 simpoziunul, 22 parada. Pentru că este de azi, de la 13:24 de minute, este declarată zi de doliu la nivelul orașului. Deci de acum câteva ore. Trebuie și politici, adică. Acum, gândiți tot ce vreți. O să stăm o săptămână aici, că n-am mâine la 12 sau... Da, la Palatul Tineretului, un spectacol organizat de... Mergem mâine. Stau o săptămână. Avem și vizita, puteți sta o săptămână aici, deci până pe 21-22. Din păcate noi. Din păcate noi eram pregătiți să transmitem mai parada. Au făcut niște. Eu zic că tot o să o transmitem, dar vreau să fiu înțeles bine, pentru că noi eram pregătiți cu tot ce ne era în dotare să organizăm și mâine și poimâine. Dacă am fi făcut-o, aici parada și dincolo meeting de doliu, nu știu dacă Nu se face. Piatră naturală.